Credincioșii din mai multe părți ale țării s-au rugat duminică 8 septembrie 2024 în cadrul Sfintei Liturghii prilejuită de Hramul Mănăstirii Hadâmbu din județul Iași. Slujba a fost oficiată de către Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșeneanul împreună cu un sobor de preoți și diaconi. Câteva mii de pelerini au adus astăzi cinstire nașterii Maicii Domnului la Mănăstirea Hadâmbu din județul Iași. Biserica monumentă acestei străvechi așezări monahale din dealul mare și-a serbat cu acest prilej hramul. La orele dimineții, soborul slujitorilor l-a întâmpinat pe Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșeneanul, episcop vicar al eparhiei Iașilor. Ierarhul a binecuvântat pâinea și sarea, iar apoi a ajuns în incinta așezării monahale. În altarul de vară, izvorul tămăduirii, episcopul vicar al eparhiei Iașilor împreună cu soborul preoților și diaconilor din țară și din ținuturile românești de peste graniță au oficiat Sfânta Liturghie cu binecuvântarea înalt preasfințitului Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei. În tot acest timp, oamenii de toate vârstele au așteptat la rând să se închine la icoana făcătoare de minunea Maicii Domnului, ce a fost așezată în baldachinul împodobit cu flori. Din soborul slujitorilor a mai făcut parte și arhimandritul Arsenie Hanganu, exarhul mănăstirilor din zona Iași. Acum și pururea și în vecii vecilor. Cu pace Domnului să ne rugăm. Pace de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului, să ne rugăm. Pentru pacea toată lumea, pentru bunăstarea Sfintelor lui Dumnezeu, Biserici, și pentru unirea tuturor, Domnului, să ne rugăm. Pentru Sfântul Mănăstirea aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu, intră și se roagă întrânsa Domnului să ne rugăm. Domnului, pentru înalt preasfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru preasfințitul Părintele nostru Nichifor Botoșeneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, pentru cinstita preoțime și cea întru Hristos diaconime, pentru tot clerul și poporul Domnului să ne rugăm. Și o desăvârșește
După citirea Sfintei Evangheliei, preasfinția sa a adresat un cuvânt de învățătură în care a făcut referire la sărbătoarea nașterii Maicii Domnului. De aceea, călduirea nașterii Maicii Domnului, iubiți credincioși, cuprinde pe Sfinții Părinți Joachim și Ana în rugăciune și în cinstirea noastră. Că sufletele lor n-au primit gând de zăbavă sau gând de necredință, ci au stăruit dincolo de obișnuința acestei luni, nădăjduind până la capăt. Și iată că nădejdea nu doar că a fost împlinită, ci a pecetuit așteptarea omului de la Adam încoace, așteptare îndurerată, așteptare umbrită de necunoaștere plină a lui Dumnezeu. Iar cunoașterea plină s-a făcut prin întruparea Domnului, Maica Domnului, pregătită generații de generații, a ales ea însăși a face voia lui Dumnezeu atunci când a spus: iată roaba Domnului, fii după cuvântul tău. Nu s-a făcut această lucrare discreționară, arbitrară. Și iată, prin lărgirea inimii a generații de generații, Sfinții Părinți Joachim și Ana, oameni drepți, oameni stăruitori, oameni curați, născând pe cea care în fața acestei puteri dumnezeiești nu a cerut amânare, nu a cerut alte confirmări, ci a spus: iată roaba Domnului, fie mie de cuvântul tău. De aceea Evanghelia de astăzi ne arată că este fericită preocupiață și a prorocit de toate neamurile și a fost fericită încă din timpul vieții ei. Încă din timpul vieții, în Evanghelia după Luca, Elisabeta nu numește: a venit la mine ruda mea, verișoara mea, de unde cinstea aceasta ca să vină la mine Maica Domnului meu. Sunt mulți care rătăce și se tem să numească Maica Domnului. Iată că în Sfânta Scriptură este întâia oară numită Maica Domnului meu. Propovăduind Domnul Hristos, pe cum am auzit în Evanghelia de astăzi, femeie din popor, din când își luat și a spus: ferici pânte cele care te-a purtat și sânii la care ai sub. Și Domnul a adeverit: așa este. Iar această fericire rămâne în veac. Dar adaugă Domnul că fericiți suntem toți care vom asculta cuvântul lui Dumnezeu, urmând pilda Maicii Domnului, împlinind-o în viața noastră și în inima noastră. De aceea sărbătoarea nașterii Maicii Domnului este și o chemare. O chemare ca și noi să credem adânc, precum Sfinții Părinți Joachim și Ana au crezut. Ca și noi să ascultăm cuvântul Domnului, fără amânare, precum Maica Domnului a ascultat și a spus: iată roaba Domnului, pentru ca să se împlinească și în noi acest cuvânt adânc. Fericiți sunt tot ce ascultă cuvântul lui Dumnezeu și îl păzesc pe el. Amin. Irodiaconul Samuel Tverdostup a fost hirotonit ieromonah pe seama mănăstirii Hadâmbu. Toată viața mea mă voi călăuzi după învățăturile Sfintei Evangheliei, ale Sfinților Apostoli, după Sfintele Camale și învățăturile Sfinților Părinți ai Bisericii Ortodoxe. Voi viețui în mănăstirea rânduită mie spre slujire de chiriacul locului, împlinind cele trei voturi ale tipului Iges, ascultarea, picioria, sărăcia de bunăvoie. Sfântul Hristos, unul în Sfântul Tău,
să primească în mintea bunătății tale ca să aduni cu vieții de misirea de desare. Am poștii pe care îl împărtășim cu dumneavoastră, pentru că va sluji nu doar poștii, ci prin preoție va sluji dumneavoastră și lumii întregi. Chirotonie este un cuvânt care din grecește înseamnă punerea mâinilor. Și prin punerea mâinilor se dă acest dar, această putere a lui Dumnezeu, ca semn. Că nu este doar o pregătire omenească ce este necesară, cel ce devine preot. Trebuie să învețe Cuvântul lui Dumnezeu ca să-L poată propovădui altora. Trebuie să se păstreze în curăție. Dar mai ales trebuie să fie om temător de Dumnezeu și care are cuvânt al celorlalți, că este într-adevăr un om ce trăiește potrivit credinței pe care o mărturisește. Dar darul lui Dumnezeu, iată, se obține în cadrul acestei slujbe în care ales fiind Domnul prin mâna Episcopului de la Apostol încoace, face această taină a preoțească lucrătoare, care nu este o slujire pe care omul și-o dobândește în lupta unui talent, ci este o alegere pe care Domnul o binecuvintează. De aceea ne bucurăm că Dumnezeu binecuvintează opția prin această chirotonie, și doresc ca să lucreze Dumnezeu în continuare în această opște, așa cum minunat a lucrat până acum. Pentru că și Părintele Nicol, din avut greutăți și avut încercări, până când mănăstirea s-a lărgit, precum inima starețului s-a lărgit să primească în sufletul său, nu doar pe părinții acestei opți, ci pe credincioșii care caut aici cuvânt de mângâiere. Încât să ajute Bunul Dumnezeu ca să se întărească această poftă în continuare și să fie slujirea bine primită înaintea lui Dumnezeu, iar dumneavoastră, opția lărgită a acestei mănăstiri, să fiți întăriți, să fiți binecuvântați și să vă bucurați de fiecare slujbă la care veniți cu nădejde și postenare. Arhimandritul Nicodim Gheorghiță, starețul mănăstirii Hadâmbu, a mulțumit preasânției sale pentru că a slujit la hramul așezării monahale din Dealul Mare, precum și tuturor pelerinilor prezenți. Mulțumindu-i Maicii Domnului cât de frumos a lucrat în acești 34, aproape 35 de ani, când iată această ogradă este plină, cum o numesc eu, grădina Maicii Domnului, dumneavoastră cei care sunteți de altfel podoaba bisericii, unde veniți an de an, cu multă râvnă, evlavie, arătând că o prețuiți pe Maicuța Domnului, pelerini din toate colțurile țării noastre, unde poposiți, începând de cu seară, asistând la privegherea cu litie, mezi de noapte la otrenie, și astăzi, iată, am avut fericita ocazie și marea binecuvântare să fim prezenți și să avem această mare slujbă arhierească, aș putea o numi, Preasfinția voastră, mă întorc spre Preasfinția voastră. Cât am să trăiesc, cred că nu am să găsesc cuvinte când de ajuns să vă mulțumesc că existați în viața mea personală și în viața opției și ai Sfintei Biserici cu câtă dragoste și demnitate o slujiți Biserica lui Hristos. Preasfinția voastră, vă mulțumesc pentru că ați dat curs invitații noastre. Și trebuie să recunosc că reușiți de fiecare dată să aduceți multă, multă lumină în sufletele noastre, multă binecuvântare arhierească, multă bucurie prin cuvântul propovăduit nouă tuturor. Preasfinția voastră, vă mulțumesc încă o dată și mă plec în fața Preasfinției voastră, mulțumindu-vă. Știu că agenda Preasfinției voastre este destul de încărcată, mulțumindu-i totodată în altfel Sfântul Părinte Mitropolit Teofan, se datorează astăzi slujba aceasta arhierească. Rog pe Hristos Dumnezeu, Preasfinția voastră, pe Preacurata Maica lui Dumnezeu să vă răspătească cum va ști mai bine. Mulțumim domnilor deputați că sunt câțiva ani de când ofer masa pelerinilor. În fiecare hram, la fiecare hram, domnul deputat
Vasile Cîrtea și domnul deputat Silviu Macoveni. Mulțumindu-i din suflet pentru că oferă această masă pelerinilor și mai ca Domnul să le respectează cumva și mai bine. Mulțumindu-vă dumneavoastră care v-ați ostenit de astăzi noapte până astăzi, care am eu vorbă, sunteți florile din grădina Maicii Domnului, mulțumim cei care sunt din Dulcea Bucovină, Maramureș, Ardeal, Banat, din toate porțile undeva, la gospodin Măicuța Domnului Pace, să vă răspătească, Măicuța scumpă, cum va ști mai bine. La final a fost oferită o masă caldă pentru toți credincioșii. Amintim că sărbătoarea hramului Mănăstirii Hadâmbo a început în seara zilei de sâmbătă, 7 septembrie, cu vecernia, urmată de scoaterea în procesiune a icoanei făcătoare de minune a Maicii Domnului. La miezul nopții, soborul slujitorilor a săvârșit utrenia. Sâmbătă, 14 septembrie 2024, pelerinii din mai multe colțuri ale țării, dar și din stânga Prutului, vor participa la Sfânta Liturghie prilejuită de sărbătoarea Înălțării Sfintei Cruci. Apoi va avea loc procesiunea Drumul Crucii în dreptul celor 14 troițe situate pe drumul ce duce spre Sfânta Mănăstire.